Emoții mari pentru absolvenții claselor gimnaziale. Astăzi aceștia susțin examenul la matematică. În acest an sunt așteptați să participe peste 29.000 de elevi. Examenele se vor desfășura până în data de 14 iunie în școlile în care au studiat. Primul a avut loc în data de 3 iunie la limba și literatura română pentru cei care învață în altă limbă decât cea de stat. Următorul test va avea loc joi la limba de instruire. Amintim că anul trecut examenele de absolvire a claselor primare, gimnaziale și de liceu au fost anulate din cauza pandemiei de coronavirus. Elevii care au terminat clasa a 4-a, a 9-a și a 12-a au primit certificate de finalizare a studiilor în baza notelor obținute pe parcursul anului de studii.